cu proiectele pe care le-am făcut. Păi stați așa un pic, deci nu confundați instituțiile cu persoanele. Că probabil persoanele de acolo, de unde vă duceți dumneavoastră să luați aprobări și astea, nu vă dau, nu sunt în stare să... Da, dar, să dar, nu sunt capabile dar, să dar, dar persoana respectivă reprezintă instituția. Când este în fața mea, el reprezintă instituția. Dacă am avut un caz cu ISU pentru obținerea unui aviz, a ieșit acolo, da, și spune că n-am ce să caut astăzi, că, vezi, Doamne, n-are relații cu publicul. Și am zis, nu sunt public, n-am venit în numele Popescu Mare Ștefan. Eu am venit ca reprezentant al instituției, unității administrative pe care o reprezint, Gostavățu. Da. Da? Nu stăm de vorbă. De, adică la modul ăsta... Prea, da? ar trebui să aici, plusați puțin ca păi, să... Plusez, dar cui? Dacă nu, să vină să spună, ne cheme pe tot ceea ce înseamnă factori de răspundere la nivel de județ, da. Convocați pentru strălzul meu astăzi de către prefect, după aia asta de către președintele Consiliului Județean, după aia la rândul ne cheamă pe noi și noi, cu ce problemă ați întâmpina la instituțiile după raza locală, după raza județului? Da? Pentru că nu vreau de drag să-mi dea mie avizul ăla. E un aviz de principiu care îmi dă și pe urmă, după ce am pretutenit, după aceea toate alea, atunci îmi dă avizul ăla, dar... Noi avem niște termene care să mă încadrez. Da. Da? Pe care ei nu le înțeleg. Și nu înțeleg. Sau ori nu le înțeleg, ori nu îi interesează. Da, la modul ăsta. Și pe aia m-am dus și m-am discutat pe tema de raportat la Vâlcea, care Vâlcea a dat pe același hotărâre de guvern 571, pe același articol de lege, pe aia, la o nu se poate. Ca să-mi dea un răspuns că ea sunt proști de la Vâlcea. Adică... Nu se poate că... Adică, doamna, sunt lucruri care pur și simplu eu unul, bun, poate noi fi eu citit, noi fi eu pregătit, nu le înțeleg. Dar tu deslușește-mă, descurcă-mă, nu poți să... Da? Că nu, da, nu toată lumea trebuie să știe toate legile și toată legislația din toate domeniile de activitate. Da, dar nu, domne, și ce trebuie să facă pompierii... Sau poate să zic că la modul ăsta, domne, îți dau acordul de principiu, da, iar... Când ai început, ai obținut contractul de finanțare, l-ai semnat. Când ai început proiectul tehnic, atunci ai vis și ei, aviz. Dar tu mă îngreunez pentru un acord de principiu. Mă îngreunez. Da. Pentru că sunt termeni. Dacă nu m-am dus în termen, păi am pierdut. Pierdut finanțarea. Categoric. Și hai să zicem, gata, scăpați de asta. Pierdeam multe dacă domnul Stănescu, când a venit ministrul al dezvoltării și vicepremier, nu iniția și mărea programul ăla de, data de depunere a proiectelor de la 30 octombrie să duc la 30 noiembrie, da. Pierdeam foarte mult. Foarte mult pierdeam. Așa. Că nu era timp. Eram obstrucționați de către avizul OCPI-ului, da? Și nu puteam să depunem proiectele. Și ar mai fi o problemă. Făcurăți proiectele, vă chinuireți, vă bătureți cu toată lumea, nu știu ce, să le obțineți. Scoateți la licitație, câștigă X și contestă alții. Și nu le pierdeți din nou. Ei, și aceea ar trebui umblat. Noi am discutat asta într-o conferință de presă cu domnul Stănescu și a zis că se va gândi bine. Trei umblat și găsit o modalitate, domnule, dar nu mai dat posibilitatea celor care într-adevăr au participat la licitații din acestea, le-au câștigat, da. Au început să deruleze lucrarea și pe urmă le-a lăsat la stadiu de 10, 15, 20%. Și pe urmă trag primarii, ba să anuleze contracte, ba contracte sunt întocmite foarte bine și nu le poate ataca în instanță că sunt făcute. Și dacă nu termin în timp util, ți-o iau... Se finanțarea. Da, ți-o retrage finanțarea și rămâneți cu o parte din bani, da? Sau sunteți buni de plata pentru că... Da. Unitățile teritoriale, dacă nu fac acel proiect în timp util, li s-a dat prima tranșă de bani, așa se înceapă lucrarea, pe urmă... Aici trebuie umblat și cât de cât simplificat procedura de pe ordonanța 34. Nu mai da posibilitatea celui care într-adevăr, cred că există o evidență la nivel central, a celor care au încurcat, au lăsat lucrarea, nu mai da posibilitatea. Să mai participe la... Descalifică-l din start. Când ai văzut că a depus cine? Popescu. Păi Popescu a mai făcut o lucrare la Brastavățu și a dus-o la 20% și pe urmă i-a lăsat pe ea încurcați. Bun, descalifică-l. Uh-huh. Este un criteriu, eu zic, da, dar bine. Cu cazierul fiscal, cum naibii participă? Că trebuie să aibă și un cazier fiscal pe care trebuie să-l prezinte la... Da, ce am pățit eu, doamnă, cu astea, cu cazierele fiscale și cu toate nenorocirile astea pe cele două proiecte europene, cu... Ziceți cu Marsilva. Așa. Da, cu Marsilva care acum iată deja... acum are 12 ani. Dar eu l-am depistat, că mi-a depus în fals. Ia o zi, și la dumneavoastră, nu mai la dumneavoastră, dar depistare foarte mare. Am avut două proiecte europene câștigate și a depus la amândouă. Și dacă eram doar unul, treceam. De la al doilea m-am sesizat că erau cam aceleași chestii. Nu mi se poate, n-are, am cercutare și a depus toate, dar au depus toate, tot balanța. Da, da.
Da. Am văzut că a lucrat și adică a mai câștigat cu japca, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, niște lucrări la diferite instituții și n-a făcut treabă bună, fie le-a lăsat baltă, cum spuneți dumneavoastră. Da, le lasă la un nivel de 15-20% și până pleacă și la revedere. Și procedura este foarte greoaie de anularea contractului pe care l-a încheiat. Uite, pentru că până să întocmești un dosar e foarte greu. Da. Că spusele astea din aur, că e greu să obții niște avize. Da. De la oamenii ăștia noștri care ar trebui să... Asta, pentru asta să-mi plătiți. Spune domnule o ștampilă, e totul în regulă, hai dăm drumul la treabă. Nu stăm să pierdem timpul. Cum discutăm, primele avize sunt avize de principiu. Da. Dom'le, care e alea dă-le, ca să poți să depui documentația și să poți semna contractul de finanțare. Că nu, asta nu înseamnă că dacă am semnat contractul de finanțare, m-am și apucat de treabă n-având proiectul tehnic. Da. E, și pe urmă când scoți, să zici, pe seab cu proiectare și execuție și proiectant și face proiectul tehnic, atunci se ia aviz. Da. Da? Dar dă-mi-l pe ăla de principiu, că așa și spune, acord de principiu. De ce mă obstrucționez? De ce îmi pui piedici pentru aviz de principiu ca să pot să mă încadrez în termen? Nu înseamnă și... Acestea sunt probleme care... Nici la ora actuală îi sun, i-am sunat ieri și ce domnule, statul că am avut un control la București, dosar depus de o lună de zile pentru că am câștigat prin companie, am investit o sală de sport de 102 locuri. Adică, da. Deci, un pe același tipar, da. Pe același calapod, da. Același proiect, da. Același proiectant, la Vâlcea obține de la ISU, la OL nu se poate. Frate, și asta le-am spus, domnule, o să întreb și eu pe domnul secretar de stat Arafat. Da. Domnule, poate nu cunosc eu geografia, Vâlcea e din Turcia sau e în Pakistan, da, nu e tot în România, țară, da. Pentru că sunt același minister. Și vă l-a spus și am domnule, frumos spus, de colegul dumitare, să spui că e mai proști, dumneata ești mai deștept, nu dumneata spui că eu să mai despreză mai deștept, nu, lasă la aprecierea celui care vine și te confruntă cu dumneavoastră ca și la fel de mică, ca primar, că devine într-una între alta. Păi mă apreciază oamenii, nu mă laud eu că sunt deștept și frumos. Nu, spune oamenii dacă sunt deștept sau fac lucruri bune pentru ei. Ei apreciază, nu ne apreciem fiecare. Apropo, despre ce proiecte este vorba? De cu ce vă luptați acum să... Da, este vorba de nouă PNDL 2. Da. Da? Am depus documentația după în primăvara anului 2017 și cu toate greutățile întâmpinate, am reușit să obțin finanțarea acestui proiect în valoare de 92 de miliarde pe o distanță de 11.678 de metri liniari. Da? Miercuri merg la București să semnez contractul de finanțare și pe urmă va urma procedura de licitație și tot ceea ce atrage după sine un proiect ca să fie dus la finalizare. Da? Perioada de finanțare este 2018-2020. Sper, dacă nu vor mai fi piedici puse din partea altor instituții, să merg și să finalizez. Da, să mă încadrez în termen și să finalizez acest proiect. Pot să amintesc că deja am mai finalizat în toamna anului 2016 pe PNDL 1, da? 4.000 de metri liniari, adică 4 kilometri. Am obținut și am semnat contractul de finanțare, s-a făcut procedura de licitație și acum urmează să aștept ordinul de începere a lucrării, ordin pe care îl dă Compania Națională de Investiții, deoarece prin ei am câștigat finanțarea unei săli de sport de 102 locuri la Școala Generală Gostavăț. Da? Și așa cum vă spuneam, aici întâmpinăm probleme la nivelul instituțiilor unde mergem să cerem acorduri, da? Ne obstrucționează cu fel și fel de probleme, dar... Ați discutat cu președintele Consiliului Județean treaba asta? Îi spuneți, domnule, adică să facă un fel de lobby,
pe lângă dumneavoastră primarii din județ? Sincer, sincer vă spun, deocamdată n-am discutat, am zis că poate totuși luni când merg din nou, voi găsi înțelegerea adevărată. Nu vreau să fiu favorizat într-un fel sau altul. Da. Nu, vreau să fie respectată legea, așa cum este respectată în Vâlcea, așa cum este respectată în Dâmbovița, așa cum este respectată în Argeș, așa cum în alt județ al țării, la fel să fie respectată și în județul Olt. Da? Dar numai cu ISU aveți probleme. Da, probleme au fost și la OCPI, tot la fel, în greunări, dar am reușit cu presiune, cu drumuri făcute zilnice, care nu știu dacă să merită, cheltuiala crește și să le faci așa în zadar, nu știu, dar în final am reușit acolo, dar v-am zis, cu presiune, sper că și aici, făcând drumuri repetate, dar important, faci și drumuri repetate, dar să te încadreze în termene, că dacă nu te încadrezi în termene, riști să poți pierde ceea ce ai câștigat pe perioada unui an de zile care ai alergat pentru ele. Iar, că v-am spus, satisfacția este mare și a fost foarte mare pentru mine anul 2017, prin GAL am câștigat un proiect de reabilitare iluminat public. M-au sunat cei de la AFIR, săptămâna viitoare, adică după sărbătorile astea legale, să merg să semnez contractul pentru 50.000 de euro. Da? Urmând ca, dacă timpul va permite, în 2017, dacă nu, începând cu anul 2018 să schimbăm tot ceea ce înseamnă lămpi cu bec economic la nivelul localității și să înlocuim cu lămpi pe sistem LED, da? Care din calculele făcute sunt și mai eficiente, mai economice și mult mai bune decât și mai rezistente, și mai rezistente, timp, și mai rezistente în timp. Da? În rest, mici reparații, mici investiții așa la nivel de localitate. Școlile, da? Sunt școlile sunt încălzite, sunt puse la punct, combustibil, nu este dispensarul la fel, nu este niciun fel de problemă. Da, grădinițele și șderea, da? De iarnă suntem pregătiți. Aveți utilajele, știu că dumneavoastră aveți utilaje. De iarnă suntem necesar. Pregătiți, nu ne facem probleme. Ce o dat Domnul, noi suntem aici, vom fi pe poziție, sperăm să putem face față la indiferent ce temperaturi și indiferent ce intemperii vor fi în această iarnă. Da. Iarna nu-i ca vara. Vorba, da. Așa, da, unui om. Da, da. Cum vă pregătiți de 1 decembrie? Iau-te mai puțin. De 1 decembrie tot la fel ne-am pregătit la nivel de școli. Organizează mici serbări. Da? Împreună cu școlile și împreună cu primăria vom depune, la ora 10, vom depune coroane de flori la monumentele care le avem pe raza localității. Gustavățu. Da, și cam aici ne și cred ne limităm. Că vine și moșul anul ăsta la copii. Da, ca de fiecare dată nu, nu nici n-aș crede să fentăm anul ăsta, sau să încercăm să fentăm copilașul ăsta. Nu. Că va fi mai consistent, că va fi puțin mai consistent, dar totuși va veni. Copii, totuși va veni. Totuși va veni. Trebuie. Copiii trebuie să simtă. Au simțit ca de fiecare an. Câți copii mai aveți în localitate? Păi, aici este un of foarte mare, deoarece de la an la an se împuținează. Cred în toate localitățile rurale. Cred că undeva, dacă nu mai puțin, făcusem aici o centralizare, ca să știu cu ce mă desfășor. Păi, mai avem undeva la școlari și preșcolari 211. O diferență foarte mare raportat la momentul când am preluat primăria Comunei Gustavăț în 2004, unde aveam 397. Da, deci aproape la jumătate. Asta e, tinerii pleacă în altă parte. Tinerii pleacă, mulți rămân la stadiu de persoană singură, da. nu fac pasul, nu știu care este, avem și tineret depășit de vârsta a doua, de vârsta a treia, care n-a făcut pasul ăsta, nu știu care este. Nu, da? Mai au încredere în viitor și nu pot, da? Abia se pot întreține pe ei, dar să-și mai întrețină familie. Este foarte greu, mă uit și populația se decimează, case multe părăsite, da. Neîngrijite, neîntreținute, dar
Să analizăm un anul ăsta, că vine perioada de iarnă, vine o perioadă mai ușoară, de 2-3 luni de zile, când nu prea mai sunt așa activități foarte, foarte multe, și să analizăm, ne punem la masă, analizăm, să vedem ce soluții găsim, da? Ca să... Sper să nu ajungeți în situația zonei de nord a Bulgariei. Noi am fost în vara asta într-un program transfrontalier, selectat ca presă din Olt. Da. O săptămână pentru promovarea turismului în zonă, dar cum spuneați dumneavoastră, ei ce spuneau? Din păcate n-am știut să ne oprim la timp, să oprim tinerii, să investim, să facem investiții, și sunt sate întregi depopulate, deci nu există picior de om pe raza localității, sunt părăsite, sunt infrastructura e zob, nu s-a investit în nimic, sper să nu ajungem acolo. Pentru că, să zicem așa, zona asta noastră din sudul județului Olt e recunoscută ca legumicolă, ca e, are apă, are drumul, e mai deschis așa. Nu, și oamenii totuși mai muncesc, se mai ocupă de agricultură, dar v-am zis ce am văzut acolo, am rămas surprinsă și tatăl mi-e frică să nu ajungem în situația lor. Temerea mea și la nivel de localitatea mea este, pentru că dacă la nivel central nu se găsesc soluții, da? Indiferent că reprezentantul un teritoriu al mediului rural, primarul, încearcă, unii care vor într-adevăr să-și dea interesul pentru obștea care i-a votat și să-i reprezinte, își dă interesul, dacă nici la nivel central nu se găsește o modalitate, nu se găsește acte normative ca să putem... La nivel central, în momentul de față, caută cineva soluții? Nu, caută soluții pentru niște tâmpenii, dar nu pentru lucruri reale, lucruri care pune țara asta pe picioare. Eu am altă viziune, dar nu știu, nu suntem ascultați, și zona noastră, într-adevăr, este o zonă legumicolă și cetățeanul de rând și legumicultorul și crescătorul de animale se întâlnesc cu fel și fel de probleme. Ei, am văzut un lucru foarte bun la Ministerul Agriculturii, care face deplasări, în teritoriu. Dom'le, este un lucru foarte bun. Exact. Bine ar fi să-și pună la treabă și toți acei consilieri care are pe fel și fel de probleme. Să deplase în teritoriu, să pună pe telefon, dom'le, la Gostavățu. Uite, puteți să strângeți 15-20 de fermieri și crescători de animale și de lea, așa că vine consilierul cu tare, bă, probleme de cutare. Da, și atunci să fiecare să-i spune cu ce probleme ne confruntăm. La nivel acu central le centralizează, le analizează, se poate... Iar dau exemplu Argeșul, deci județul vecin. De la direcția agricolă așa procedează. Deci sunt oameni care în direcția agricolă în județul Argeș, care se duc în localitățile din sudul județului, pentru că aici sunt mai multe zona agricolă decât în nord, și stau de vorbă cu crescătorii de animale, cu cultivatorii de legume, că au și ei solarii și pun la punct cu tot felul de probleme, de noutăți. Deci nu, cred că mai depinde și de ce se întâmplă aici la noi. Asta, așa văd și eu lucrurile, dar stăm și așteptăm așa și ne trezim că la anul avem nevoie. Nu! Hai să găsim împreună soluțiile, da? Și eu așa am fost educat în spiritul ăsta, așa am fost învățat, să fac treabă. Eu am venit să fac treabă aici, da? Și indiferent cum fac, mă zbat, fac treabă. Că amintiresc dumneavoastră ceva de salarii. Da, apropo, cu salariile, că multe dintre primării nu le dau numele, dar sunt în imposibilitate de a-și plăti salariile. Pentru că zice, nu, conform legii, noi ne-am încadrat, dar s-au încadrat în maxim acolo, deci cât au putut de mult. Dar nu, fără să facă un calcul, dacă au de unde să plătească banii ăștia. Că tot la fel, conform legii, legea spune destul de clar, 273, spune că prima dată este să asiguri funcționarea. Da. Da? Și pe urmă cele. Da. Dar nu fac chestia asta nimeni, pentru că eu am avut o discuție alaltăr cu domnul președinte pe tema asta. Ei, eu am avut bani. Când îmi fac, eu de fiecare dată când îmi fac bugetul, îmi pun. Da, separat acolo. Și când s-a venit legea 153 cu majorarea, deci eu am avut bani de la iulie până acum să plătesc și la rectificare, Gostavățul, zero, niciun ban. Nu v-a dat niciun ban. Nu! Pentru că, adică, ați avut dumneavoastră. Păi dar nu văd corect. Și eu puteam. Nu, păi nu pute, da, și nu e corect. Să, da? Nu văd corect. Asta nu, e așa. Care... Vorbeam cu domn primar de la Izbiceni, așa, care domn profesor Gulie, care zicea
până acum, până să vină o primar, se strângeau 30% din impozitele și taxele locale. Zic, nu se poate, nu crede așa ceva. Ba da! Și zice, aici sunt banii. Cum adică să nu avem bani să... Așa, de investiții astea. Și când am început să strângem banii, zice, uite, la momentul de față, anul trecut am strâns 90%. Da. Anul ăsta suntem acum... 2-3 săptămâni când am fost la dumneavoastră, a zis că sunt 80 și ceva la sută din taxe și impozite și nu s-a hazardat nici așa, nici dumnealui nu s-a hazardat să dea salarii foarte mari, maxime și... Nu poți să dai, adică... Că nu se știe ce se întâmplă. Ce dacă se întâmplă ceva, dacă prind un proiect bun și eu n-am bani de cofinanțare, unde mă duc? Le dai salarii, lucru pe care eu l-am făcut, le-am dat salarii bunul limite, cum să zice? Da, limita bunului simț, adică da. Nu poți să, da? Le-am dat salarii decente, da. Adică față de ce au avut, puțin mai mult, să se simtă că eu, este mare, dar nu pot nici să dau tot bugetul numai pentru salarii. Să fim serioși, adică, da? Mai nevoie și de funcționare, da. Mai nevoie și de dezvoltare, mai nevoie bine, și de... Bine, dumneavoastră, da? Puteți să gestionați foarte bine și angajații de la primărie, adică să îi țineți în frâu și să nu vă sară în cap, că vorbeam cu domnul primar de la Izvoarele, îmi zicea, nu pot să nu-i dau, să nu fac, pentru că mă ține secretara numai în reclamații și în astea, că nu vreau să-mi fac ce e legal. Păi legal, dar uite-l cum e legal. Și n-au vrut și le-a făcut salarii minim, maxime, așa cum au vrut și cum a vrut secretara, că l-a ținut numai cu reclamații și acum nu au bani să le plătească salariile. Da. S-au împotmolit. Dar salarii mari, dar să vedem, bun, anul ăsta am înțeles că le aprobă, le dă salarii strict pe fiecare localitate, pe nivel care le are. Dar eu îmi pun întrebarea, ce se întâmplă la anul? Da. Ce se întâmplă la anul? Că nu știu dacă mai e, pentru că eu mă voi revolta, unul mă duc acolo și se poate așa ceva. Exact. Nu se poate, adică tu ai făcut salarii nu știu care și ai mei, păi mă pui disfuncționalitate între... Da, între localități, adică tu de ce ai făcut? Că și al meu are atât și să încarc și nu i-am dat atâta. Poate adică, muncește mai mult, pentru da? Că mai face și niște proiecte din astea, lucrează la ele și aduce bani în localitate. Sunt lucruri care nu sunt respectate așa cum trebuie și nu... Așa a fost eu, de când sunt primar la nivel localității, așa a fost învățat județul Old Domeni să repartizeze așa în modul ăsta, le dăm bani. Așa i-am învățat. Adică nu poți cheltui banii care i-am de funcționare, fac altceva cu ei, dar bun dacă ai face ceva benefic. Da. Da, nu se poate. Cheltui bani, iau zugrăvel de ăsta, ziceți, zorzonele de ăstea de iluminat public de vreo 600 ceva de milioane și n-am bani de salarii. Cazuri care... Da, așa este. Eu am încercat cu ce am avut niște lucruri mi-am făcut. Față, la fața primăriei frumos, un băduț îl chiar l-a aranjat cineva. Le fac eu cu... Și ăstea care le-am făcut eu cu materiale, am luat eu, le-am făcut eu cu sârme, cu oamenii mei. Adică am încercat să fie, trebuie neapărat să dau sute de milioane pentru ce? Cu 26 de milioane am luat, am împânzit toată localitatea. Că nu sunt ele ca alea. Nu, dar e ceva. Da, acolo. Da, pare... Dar, ideea de sărbătoare. Adică sunt lucruri, trebuie să știi să te gospodărezi, să te organizezi. Ca, nu e oltenii, suntem fudui, știți, cu povestea asta, mulți dintre noi suntem. Da. Chiar dacă umblăm cu burta goală, dar avem mașină bengoasă. Știu, așa e, dar te mai uiți puțin și... Și n-ai cu ce să bagi benzina în ea. Așa este, așa ce. Și da, asta, cum a spus și dumneavoastră, fiecare cum se gospodărește în familie, așa trebuie să se gospodărească și... Pentru că în primul rând trebuie să asiguri brâu mai de salariu, că e puțin mai măricică personalului, pentru că el îți desfășură activitatea zilnică. Da. Adică nici să mă coordoneze pe mine secretarul, nici să mă coordoneze contabilul, nu! Pentru că sunt cel care este ales. Toți de la mine în jos sunt numiți. Da. Da? Ei trebuie să-și facă atribuțiile serviciu pe perioada care este acolo. Da? Eu sunt singur care sunt ales. Eu sunt și statutul îmi spune, eu sunt ordonator principal de credite. Eu stabilez bugetul, da? Da. Nu spune, da? Adică nu tu, secretar, mă coordonezi pe mine, mă conduci pe mine. Nu, tu fă-ți datoria acolo, fă-ți atribuțiile în serviciu, că poți să iau și eu pe tine cu fișa postului, dacă se face, da. Tine au pregătirea necesară. Da, și, așa da? Este, mă întoarce pe mine secretarul sau mă întoarce pe mine contabilul. N-are cum să mai treacă ani peste aici, da? Să știe legislație și vorbim, combate, da? 215 care ne conduce pe toți. L-avem și unul și altul, eu când strâng angajații mei, fiecare cu fișa postului și ne luăm și discutăm pe fișa postului. Adică, da, ți-ai făcut atribuțiunile, te recompensez, să văd. Adică, tu vii să-mi ceri, dar ce? La mine e logica clară, scrisă.
Fiecare să-și facă treaba. Achet de obligație care le ai ca să poți să vii să ceri drepturi. Adică tu vii direct cu drepturile și dacă să ne uităm în fișa poze, ne uităm în atribuții de serviciu, sunt rămase în urmă. Nu. Să fie la rând, ordonate, frumos, puse la punct și atunci discutăm. Orice problemă o discutăm. Împreună aici cu mine discutăm pe acte normative. Nu discutăm așa că spune mie secretarul că vrea el ce. Să demonstreze că face treabă. Știu cum să-l verifici și pe secretar eu. Da? Eu știu cum să-l verifici pe secretar și cum să verifici pe contabil. Adică nu ne jucăm așa. Da, din fericire dumneavoastră știți să-i ține sub control. Aș vrea să revenim puțin la discuția anterioară despre acele proiecte pe care nu puteți să le avize, să zic așa. Nu le puteți obține de la ISU-Olt. Aș vrea să fac cunoscut asta și domnului Adrian Tănase, șeful inspectoratului. Da. Că să știe și dumnealui cu ce se confruntă. Pentru că știu că înainte cu ceva timp când era domnul Tănăsie, Năstăsie, era șeful inspectoratului, se duceau băieții din subordinea dumnealui în control la primărie, am găsit chiar pe cineva acolo și stăteau în controle câte o săptămână sau două și tot timpul plecau încărcați, ca așa a comandat domnul Năstăsie, cu piepuri, cu vin, cu tot felul de, până a auzit omul și am spus, domnule, uite, stați două săptămâni acolo. Deci nu e mare, deci să facă control ce e de făcut și să nu ceară în locul în numele dumneavoastră, că știam că omul ăsta nu e corupt și nu cere numele lui niciodată nimic. Și, în primul rând, lucru când îmi spune, domnule, că indiferent, eu pot să ajung la Slatina când îmi permite, adică mă leg mai multe probleme. Da. Asta înseamnă că dacă am fost luni și n-am audiență cu publicul, mă include ca eu care reprezintă autoritatea locală, mă include public. Da. N-am venit, cum am întrebat, am venit, sunt primarul localității Gostavă, ți-am spus. Da. N-am zis că sunt Popescu Mare, am venit. Nu, sunt primarul localității. Da, ce problemă? Adică nu poți să-mi spui că, domnule, nu, știți că nu avem relații cu publicul, avem... Eu n-am venit pentru mine. Deci n-ați reușit în ziua respectivă să intrați... Adică, la modul ăsta, dacă a venit instituția, să aibă prioritate, da. că colaborăm cu instituțiile. Eu așa i-am și spus, adică eu n-am mai reține față de nimeni. Da? Așa i-am și spus. Deci în momentul când o să veniți la mine în control, o să spun că n-am relație cu publicul. Da. Da? Și zice, păi nu știți că noi o să trimitem adresa înainte? Lăsați că vă descurc cu trimiți adresa înainte și eu când primesc, vă dau răspuns că în perioada când nu faceți control, nu sunt în localitate. Două luni de zile. Da. Vă dau răspuns. Cum e? Da. Păi, adică... Nu. E bătaie de joc până la urmă. Dacă noi între noi instituțiile ne punem piedici, noi, care trebuie să sprijinim, noi trebuie să ajutăm cu ceea ce putem comunitățile, da. Noi ne punem piedici. Dacă îmi pui pe ei, dacă vin pentru mine, o înțeleg, da, vin pentru mine. Este regula interioară a instituției respective, o respect. Da. Dar când vin ca instituție... E cu totul altceva. Da? Da. Este, cred că este o mică diferență. Care trec, nu că de-aia, e o mare diferență. Eu cred că de-aia nici nu merge nimic în țara asta. Nu știu dacă... Cred că de-aia nu merge. Păi da, pentru că ne scărpinăm după... Asta e problema. Și le-am dat exemplu. Dom'le, același proiect... Același proiectant, același Calapod, Vâlcea, Dâmbovița, Satu Mare și Arghita au obținut aprobare, da. Avizul. Da. Da? Negație. Uh-huh. Și mie îmi pui piedică când trebuie să aviz. Și îmi trebuie și aia, care au rămas să-și impresionați, domnule, la proiectant. Tu mi-ai spus că așa ceva n-am întâlnit, fac de 10 ani proiecte pe stâl de spor, ca la Old n-am întâlnit așa ceva. Să cer ștampile peste ștampile, ștampile peste ștampile. Le-am dus acum, le-am pus originale, câte două exemplare, 14 ștampile puse pe coală, pe fiecare coală din scenariul la incendiu. Deci așa ceva să... Deci... Da, nu când cer la așa ce care nu s-au confruntat, da? Deci, adică pe unii ne așa, rămâne mirosat când spune la, dume, când aude gogomonii de ăștia, dume, că, și zice, dume, păi eu am fost, care a mai pus la specialistul, păi dume, cer la ori pe fiecare, cum nu, deci rămân pur și simplu marcați așa, da. Dume, cum la aia am făcut, s-a terminat ăla și a pus fiecare la. Dar pe fiecare pagină să iei, să pui ștampile. 14 ștampile, e ceva de... Deci dacă aveți un proiect cu vreo 1000 de pagini, puneți vă câte 14 ștampile, cât vă ia? Deci... O jumătate de an, cred că voia să puneți ștampile, adică pe toate. Adică lucrul care am zis, dom'le, arătați-mi și mie actul normativ unde spune că pe fiecare filă trebuie pusă ștampila
La fiecare instituție în parte. Proiectantul respectiv care s-a ocupat ăla pe sisteme de electricitate, ăla pe sanitare, ăla pe rezistență, ăla pe fiecare, pe fiecare unde amintește, de la ștampile, 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 pe fiecare. Așa ceva, nu. Dom'le, și-o pun la final. Toți. Cine a lucrat? Proiectant, electricitate, scutare. Pune aici, la final nu s-a terminat. Dar ei, toate alea... Pe fiecare... Deci, credeți-mă de că păi, când le cere așa ceva, aia se minunează. Dom'le, da. Da. Uite, mai aflat în ceva de la dumneavoastră, adică ceva nefuncțional. Eu abia aștept ca, dacă vreodată ori Consiliul Județean, ori Prefectura va convoca o ședință de asta cu primarii, cu factori de răspundere, însemnând DIS, însemnând OCPI, însemnând tot ceea ce înseamnă unitate de concentrat la nivel de... Nu, voi lipsi și voi ridica problema. Adică... Da, trebuie să solicitați asta dumneavoastră primarie și cred că lucrurile ar merge mult mai ușor dacă ați solicita. V-am spus că de ce funcționează la Argeș și Vâlcea. Pentru că primarii se întâlnesc atunci în ziua cu ședința Consiliului Județean, este și Colegiul Prefectural și primarii după aceea ridică problemele pe care le întâmpină cu fiecare instituție. Dacă de old s-a dus faima în toată, da? Pun piedici, adică frate, până acum nu pusești piedicile astea, când veneai aici, dădeai vize și te umpleai, cum spuseai și dumneavoastră de toate și cele, și acum odată, dar partea proastă, eu o să spun, nu sunt paraleli. Sunt paraleli, asta e problema. Tu vii și ceri, dar nu știi ce ceri. O dată îmi ceri așa și da, a doua zi când vin ceri altceva. Pentru că nu și când m-am dus a treia și le-am dus, nu mai știa că am venit cu ele. Da. Adică, dumneavoastră, sunt lucruri care pur și simplu, v-am zis, rămâi marcat. Deci rămâi marcat. Deci mi-ai dat hârtiuță să-mi aduci aia. Ți le-am adus, da? Și pe aia spui că, păi când a venit? Păi am venit atunci. Tu mi-ai cerut astea. Imediat când dădeai, mi le-ai adus ea, mi-ai cerut aia. Sunt, este, bun, pa, mâine veni și ridicați ăla. Păi tu mi-ai zis, stai puțin, că nu poți să dai, că avem un control. Adică, nu... Ce control de deci pe o care iau... nicio legătură nu, dacă cineva care nu știe, sau eu unul, o iau ca bătaie de joc. Adică îți bagi joc de mine ca reprezentant al unei instituții. Da. Da? Și ce trebuie să fac eu mai departe? Da. Să stau să... Și oamenii nu știu treaba și asta. Oamenii, nu știu, nu știu. Oamenii din sat, din localitate, zic, voi primarul trebuie să ocupe trebuie să aducă bani să facem aia, pentru că așa a promis în gamă. Dar eu sunt băiat deștept. Când mă duc la chestia mai am încă doi cu mine, ca să vadă cu ce problemă confrunt eu. Foarte bine. Să nu creadă că... Bine ar fi să lua și presa cu dumneavoastră, că atunci dacă ar fi... până la urmă să ajungem și la lucrurile astea, dacă... Păi numai așa cred că mai rezolvați, că dacă... Nu-i vă susține. Da, așa, dă frica noastră și de astea mai încep să adică, mai... Pentru că toată lumea și asta, că știți, banii europeni sau trebuie să vii dea, obligator să vii dea. Nu ți-i dă, trebuie să alegi după ei. Te salești după ei și acolo unde alergi, uite, găsești... Păgică contra și nu... Găsești piedici. Da. Găsești piedici. Așa este. Da. Bun. Domnul primar, noi vă urăm succes în continuare și... Și eu vă mulțumesc. Și vă mulțumim că ați fost amabil. Sper să, uite, o să discutăm și cu domnul comandant al lui Suolt despre situația dumneavoastră. Avem o relație bună, sper să... Eu zic că ar fi bine atât timp cât noi avem posibilitatea, cum am avut eu posibilitatea, cum am prins dumneavoastră, dar am tras cât de cât un semnal de ăsta de alarmă, ar fi bine așezat acolo și adus. Eu zic, dacă nu reușesc, când noi duce luni să pot asta, cer audiență la comandant, da? Mă duc la domnul prefect și, până la urmă, o să fac și un memoriu că de domnul la ISG, la domnul Arafat, da? Și să spun care este diferența între Olt și Vâlcea și între cele care veneau Dâmbovita și alte chestii dintre acestea. Da. Adică... Dar ați mai vorbit cu primar din de aici, de lângă dumneavoastră, care se confruntă și cu aceeași situație. Cam toată lumea se confruntă cu chestiile astea la pentru că ea, la fel, colegi de-ai mei au rămas surprinși cum am obținut eu avize la OCPI, da, și domnul director Motoi, am depuse. Da, și am mai mergat mai mult, da, mă, primar, lasă-mă pe aici. Dumnezeu, sincer vă spun, în fiecare zi m-am dus și am luat de cu directul și am stat la ușa acolo, am zis, nu plec, trebuie să văd, pentru că eram condiționat de timp, da? Și mulți primari riscă că ultimul termen este pe 30 noiembrie depunerea documentației și nu o depun. Mai puțin, mai sunt 3 zile. Ce se că a trecut, ce să mai, mâine mai? Mâine mai, da. Că sunt cu liberele. Da. Și s-a dus. Și riscă să piardă finanțarea.
Da? Așa este. La modul ăsta. Din păcate. Mulțumim încă o dată. Și eu mulțumesc. Și mult succes. Mulțumesc mult.